Înainte de a citi textul, aș vrea să vă spun câteva lucruri. Îmi amintesc că în urmă cu ani de zile am citit o întâmplare scrisă de un taximetrist, un taximetrist de altfel foarte talentat la scris, spre deosebire de unii dintre scriitori care ar fi putut liniști să se facă taximetriști. Omul ăsta, pe lângă faptul că avea acest job, de altfel foarte onorabil, avea și un foarte bun talent la scris. Și în vremea în care erau la modă blogurile, dacă vă mai aduceți aminte, când unii oameni care aveau talent la scris își exersau acest talent pe internet, omul acesta a scris o întâmplare trăită de el înainte de o sărbătoare a învierii Domnului Iisus. Cândva în săptămâna mare, povestește el că înainte să se retragă, seara, a primit o ultimă comandă de la o doamnă în vârstă. Și doamna asta în vârstă i-a cerut mai întâi să o ducă undeva în centrul orașului București, undeva unde e un parc foarte cunoscut. I-a spus când a ajuns acolo în dreptul acestui parc să o lase să stea 10 minute. I-a coborât și a văzut-o ducându-se în parc, așezându-se pe o bancă și stând 10 minute. S-a întors din nou la taxiu și a spus, bun, acum du-mă undeva într-un alt cartier din București, în dreptul unei maternități. Și omul a dus femeia acolo, i-a coborât din mașină, s-a dus până în fața maternității, a stat vreo 10-15 minute, s-a reîntors la mașină și a zis, acum du-mă, te rog frumos, în drumul Taberei, un cartier cunoscut în București, o zonă cunoscută în București, cu multe blocuri, blocuri din astea foarte înalte, din vremea lui Ceaușescu, și povestește, am dus-o până în dreptul unui bloc, a oprit acolo, s-a așezat pe banca din fața scării, a stat vreo 20 de minute și după aceea s-a reîntors și mi-a zis, du-mă în altă parte. Moment în care taximetristul s-a uitat la femeia asta și i-a zis, doamnă, dumneavoastră aveți bani pentru cursa asta? Că deja cursa era destul de lungă, durase până în acel moment vreo oră și ceva, poate chiar mai bine, către 2 ore. Și femeia, cu multă încredere, a spus, am la mine economiile făcute în ultimii ani. Am suficienți bani ca să plătesc cursa asta, stați liniștit. Și apoi am mai dus-o în câteva locuri. La final, când a readus-o în punctul inițial, taximetristul curios a întrebat-o după vreo 3 ore de drumuri aparent fără nicio legătură, drumurile astea unul cu celelalte, a întrebat-o pe femeia asta, doamnă, nu vă supărați, dar sunteți cel mai ciudat client pe care l-am avut în ultima vreme. De ce ați cerut lucrul ăsta? Și ea a zis așa, vedeți dumneavoastră, eu am 2 copii, amândoi sunt mari, au familiile lor, unul e medic și altul e inginer, e vorba de un băiat și o fată. Și copiii ăștia ai mei, din momentul în care mi-a murit soțul, au hotărât că 6 luni din an stau la unul și 6 luni din an stau la celălalt. Mi-am vândut casa, le-am dat lor banii și am mai avut o proprietate pe care am hotărât să o donez pentru acte de caritate. Și copiii mei s-au mâniat pe mine, s-au supărat pe mine din cauza că nu le-am dat lor toți banii. Și mânia asta s-a strâns în ei, mi-au tot reproșat de-a lungul anilor și în cele din urmă au spus că gata, nu mai au timp, nu mai au bani și au hotărât ca după Paști, după ce vom sărbători împreună Paștile, să mă ducă undeva la un azil de bătrâni. Și înainte de a ajunge acolo, am hotărât să fac drumuri pe la fiecare loc important din viața noastră. Când m-ai dus prima dată în parc, acolo a fost locul unde m-am întâlnit cu cel care a fost soțul meu și care a trecut la cele veșnice. Apoi când m-ai dus în fața maternității, acolo e locul unde mi-am ținut în brațe amândoi copiii, acolo s-au născut. Apoi, când m-ai dus în drumul Taberei, acolo e primul apartament pe care l-am primit noi de la fabrică unde am lucrat. Și tot așa, fiecare loc în care am poposit împreună cu tine a fost important pentru viața mea. Omul ăsta, despre care v-am spus, taximetristul nostru, cu talent la scris, impresionat, i-a zis doamnei, doamnă, nu mai vreau să iau niciun ban de la dumneavoastră. Uitați, vă dau o carte de vizită și pe cartea asta de vizită las telefonul meu, numărul meu de telefon.
Și după sărbători, când trebuie să vă duceți la azil, dacă aveți nevoie de un șofer care să vă ducă, vă rog frumos, luați-mă pe mine. Și povestește omul că în ziua de Paști, chiar în ziua de Paști, după slujba de dimineață de la biserică, când s-a întors acasă, a primit un telefon de la femeia asta, în care cu bucurie îi spunea, după ce l-a salutat cu Hristos a înviat, și el a răspuns, cu adevărat a înviat, i-a spus, nu știu ce s-a întâmplat cu copiii mei, dar în noaptea asta de înviere, Dumnezeu a făcut o minune cu ei. Și toată mânia aia pe care au strâns-o o vreme îndelungată în sufletul lor, a dispărut ca prin farmec și amândoi, plângând, au fost cercetați de Dumnezeu și au venit și mi-au spus astăzi că au hotărât ca decizia pe care au luat-o înainte, aceea de a petrece 6 luni la unul și 6 luni la celălalt, va rămâne câtă vreme va hotărâ Dumnezeu să trăiesc în lumea aceasta. Vreau să vorbesc în această zi despre mânie, pentru că mânia e sentimentul acela nociv, sentimentul acela dureros, sentimentul acela puternic, care afectează, conform textului biblic citit, pe care îl vom citi în această zi, afectează cel puțin 3 aspecte din viața noastră. Afectează relațiile noastre unii cu alții și relația noastră cu Dumnezeu. Ne afectează starea de bine, mânia distruge bucuria. Și apoi mai afectează ceva. Din cauza faptului că mânia deseori duce la violență, fie violență verbală, fie violență fizică, și nu numai la violență, dar în special la asta duce, ea îți afectează și veșnicia prin păcatul la care te împinge. Și vom vedea citind textul pe care deja l-am anunțat, că există aceste 3 aspecte în ceea ce Mântuitorul vorbește aici. Nu întâmplător, așa cum v-am spus la început, Domnul Iisus alege să vorbească despre mânie în contextul în care reactualizează în predica de pe munte porunca despre ucidere. Pare ciudat faptul că Domnul, vorbind despre ucidere, practic doar pomenește această poruncă din Decalog și după aceea o aplică la acest sentiment nociv. Am să vă spun ceva, niciodată nu cunoști un om cu adevărat până când nu l-ai văzut nervos. Nu ziceți amin? Dar ăsta e adevărul. Purta un domn undeva un ecuson la un ghișeu, în urmă cu ani de zile l-am văzut și mi s-a părut simpatic. Mi se pare că era la poștă și în vremea aia era o înghesuială la Poșta Română și avea un ecuson pe care scria ceva de genul nu mă enerva, nu-ți va plăcea de mine nervos. Mânia are darul acesta de a te transforma, de a te transfigura, de a transforma cel mai blând om de pe fața pământului ca Moise. Omul ăsta nu se enervează des, dar și când se enervează, doar de 3 ori. Se enervează de 3 ori, odată când se enervează, de 2 ori e consemnat în Cartea Exodului, odată în Cartea Numerilor, odată când se enervează, îl omoară pe unul, mânia duce la violență, altă dată mânios. Și am zice că pe un motiv întemeiat, că poporul se închină în fața unui idol, ia tablele legii scrise chiar de mâna lui Dumnezeu și dă cu ele de pământ. Nervos. Și apoi, a treia oară când se mânie, Dumnezeu îi poruncește să vorbească stâncii, pentru că acolo în deșert să dea apă din stâncă. Dar în loc să vorbească, mânia îl duce la nervi. Ce face? Ce să mai vorbesc eu calm? Îi dă una. Apa vine, dar el suferă consecințele, nu mai ajunge niciodată în Canaan. Cât de trist trebuie să fi fost pentru Moise, ca prin el Dumnezeu să elibereze poporul din robia din Egipt și să împlinească promisiunea făcută străbunilor lor, o să vă duc în Canaan. Dar tu, Moise, doar vei vedea de departe Canaanul, nu vei intra niciodată acolo. Știți când îl vedem pe Moise în Canaan? Pe muntele Tabor, muntele schimbării la față, după 1200 de ani de la momentul acela. În sfârșit și-a ispășit păcatul. Domnul îngăduie ca atunci, la schimbarea la față, Moise să ajungă și el, în sfârșit, acolo, în Canaan, în țara promisă, în Israel. Ce interesant, sunt mulți oameni care spun, domnule, eu nu mă enervez, dar și când mă enervez. Așadar, să știți că nu întâmplător am ales să am această introducere înainte de a citi textul. Pentru că pentru mine, după cum bine știți, textul biblic e predica.
rostul predicii, și acum eu aș putea să vă țin numai din întâmplări și să vă captez atenția, sunt evanghelist. Și poate unii dintre voi vă așteptați de la mine să vă țin doar în emoții și doar în momente de felul ăsta. Nu, rostul predicii aici în Biserica Lumina, când nu suntem la evanghelizare, e să proclamăm textul, în mintea noastră să rămână cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă a schimba viața voastră nici cunoștințele mele teologice, nici cunoștințele mele psihologice, nici capacitățile mele oratorice, și unul singur, Evanghelia lui Hristos. Amin. Așa că, citind cuvântul lui Dumnezeu din cartea Evanghelistului Matei, de la versetul 21 din capitolul 5, auzim ce spune Domnul atunci și rămâne valabil și astăzi. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, în porunca a șasea, să nu ucizi. Oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său, și unii traduc versetul 22, oricine se mânie pe un membru din familia sa, dar când spune fratele său, e valabil aici, cred, nu doar pe un membru din familie, ci pe oricine care e apropiat de tine. Oricine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice, nebunule, va cădea sub pedeapsa focului Ghenei. Vă rog să rețineți, de fapt, la timpul oportun o să vă povestesc puțin despre asta. Aici nu e vorba de cele două cuvinte, pentru că hai să fim serioși, în vremurile noastre aceste două cuvinte sună aproape a compliment. Adică, ci cuvântul lui Dumnezeu aici se referă la manifestarea violentă din vorbire atunci când ne enervăm pe careva. Pentru că Biblia nu trebuie interpretată în cazul de față literal, în sensul în care, domne, eu nu-i spun celui pe care m-am enervat prostule sau nebunule, în schimb vocabularul e mult mai larg. O să vedeți despre ce vorbesc aici, pentru că e interesant. Inclusiv Dumnezeu folosește aceste două apelative la un moment dat despre niște categorii de oameni. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Dacă citiți cartea Proverbelor, la câte categorii de proști se referă acolo, o să ne înspăimântăm și o să zicem, bă, dar acolo zice despre o categorie de proști și aici zice, n-ai voie să spui prostule. Oare? De fapt, Biblia ce face aici, încă o dată vă spun, folosește aceste două apelative. Normal că nu putea să folosească toate apelativele folosite în vremea aceea, doar pentru ca să ne dea un exemplu. Atunci când vă mâniați, nu vă lăsați ghidați de dorința de a jigni prin cuvinte. Cam asta e ideea. Cam asta spune Mântuitorul aici. Așa că, dacă îți aduci darul la altar, cum ați făcut voi astăzi la colectă, cum am făcut noi astăzi, dacă îți aduci darul la altar, cum ai făcut tu când te-ai închinat lui Dumnezeu prin cântare, și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adu-ți darul. Observați? Aici nu spune dacă te duci la altar și îți aduci aminte că tu ai greșit față de fratele tău. Zice așa? Nu zice așa. Nu, zice, dacă te duci la altar și îți aduci aminte că ai o anumită problemă cu cineva, inițiativa împăcării îți aparține, indiferent că ai greșit tu sau o greșit celălalt. Inițiativa împăcării îi aparține cui? Celui care își aduce darul la altar. Nu scrie în Biblie cel care a greșit sau cel față de care s-a greșit, ci în Biblie scrie cel care își aduce darul la altar are întotdeauna inițiativa împăcării. Cine e cel care își aduce darul la altar? Ăla pocăit. Ăla care vine la biserică, ăla care se laudă că e credincios, ăla care cântă cântări, ăla care se roagă și ăla care citește din Sfânta Carte Biblia și zice că e omul lui Dumnezeu. Inițiativa îți aparține. Numai, vă rog frumos, Biblia se interpretează cu Biblia. Tot în altă parte, Scriptura zice în Roman, vă las pe voi să găsiți, cât ține de voi trăiți în pace cu toți oamenii. Adică, tu poți veni la altar, să-ți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, tu ai făcut tot ce ține de tine ca situația cu fratele tău să fie rezolvată, și când spun fratele tău, nu mă refer numai la membrii din familia ta, da, un anumit coleg, cineva din proximitatea ta, din apropierea ta, tu ai făcut tot ce depinde de tine, tot ce ține de tine, ți-ai făcut partea ta. Asta nu înseamnă că de acum încolo ești legat pentru totdeauna și n-ai voie să vii la, să-ți aduci darul la altar. Unii spun că de fapt aici e vorba de cina Domnului. Biblia nu ne spune că
E vorba de cina Domnului. Aducerea darului la altar se referă la un lucru pe care evreii îl făceau în mod obișnuit în ziua de sabat sau când se duceau la templu. Prin urmare, n-are legătură aici cu cina Domnului. Că mai este câte unul care are așa o atitudine, eu nu te iert și n-ai voie să participi la cina Domnului. Serios. Nu scrie așa ceva aici în Biblie. Biblia spune, încă o dată vă spun, inițiativa împăcării aparține celui care își aduce darul la altar, adică celui care vine la biserică, celui care se închină lui Dumnezeu, celui care are o relație bună cu Dumnezeu, dar în același timp tot Biblia zice, cât ține de voi, trăiți în pace cu toți oamenii, adică eu mi-am făcut partea mea, m-am dus la tine, am încercat cumva să rezolvăm problema, încă o dată, Biblia nu cere să-mi asum o vinovăție pe care nu o am, adică dacă eu n-am greșit față de tine, nu trebuie să vin la tine și să spun: păi știi ceva, frate, mi-a lăsat darul la altar și acum te rog frumos să mă ierți că eu am greșit față de tine. Nu! Nu spune Biblia asta. Biblia spune, încearcă să-ți rezolvi problema. Adică, încearcă să te duci la omul ăla și să vezi cum poți să faci să reînnozi relația aceea care eventual e ruptă din cauza unei probleme. Poate nu-i din vina ta, ci din vina celuilalt. Și acum fie vorba între noi, există o categorie de încăpățânați, Domnul să ierte, care au și atitudinea asta așa, de parcă vrei să mă iei cina, trebuie să apelezi la mine. Și apoi când te-o ierta eu, atunci să mergi tu să iei cina. Mm-mm. Nu la asta se referă Biblia aici. Biblia se referă la faptul că un om credincios întotdeauna trebuie să aibă inițiativa, să nu fie orgolios, să nu spună eu să mă duc să-mi cer iertare, păi eu-s bărbatul, păi nu am greșit, păi iau greșit, păi nu... Nu despre asta este vorba. Nu-i despre orgoliul omului care n-a greșit. Nu. Calc pe orgoliul meu, mă duc la tine, încerc să rezolvăm problema, nu te supăra pe mine, Biblia nu-mi cere să-mi asum vreo vinovăție pe care nu o am, adică nu pot să spun că am greșit dacă tu ai greșit, dar nici nu o să scot ochii cu faptul, vezi că tu ai greșit. Ci pur și simplu, cu cea mai umilă atitudine, vin înaintea ta și spun, haide să facem să fie bine. Dar Biblia îmi spune că ține de mine. Eu spun înaintea lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, eu am făcut tot ce ține de mine. Dacă omul ăsta e încăpățânat, apoi treaba lui, Dumnezeu să-l ierte. O zis careva, amin. Dar fiți atenți ce spune Biblia aici. Domnul Iisus continuă și spune, am simțit nevoia să spun asta, pentru că mulți abuzează de textul acesta într-o direcție greșită și sunt oameni care nu iau cina Domnului ani de zile, că nu mă iartă omul ăla, că nu știu ce s-a întâmplat. Dacă nu te iartă, e problema lui. Dacă tu ai făcut tot ce ține de tine, adică te-ai dus la el de mai multe ori, ai zis hai să rezolvăm problema și omul se încăpățânează, deja este problema lui. Versetul 25 spune așa: caută de te împacă de grabă cu pârâșul tău. Fiți atenți, eu cred că Mântuitorul aici se referă la un aspect care ține de împrumuturi financiare. Veți vedea la ce mă refer. Câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, în vremea aceea existau niște judecători special pentru probleme de genul acesta, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, era și o temniță pentru datornici, și să fie aruncat în temniță. În versetul 26 spune, adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuți. Unii dintre cei care interpretează textul acesta se referă aici la ideea că Domnul vorbește cu acei oameni care datorează față de alții niște bani și care, în ciuda faptului că au datorii față de cei din apropiere, totuși au bani să-și aducă darul la altar. Și Domnul le spune să nu cumva să credeți că Dumnezeu primește darul vostru când voi sunteți datori altora, dar în același timp ziceți, mă, da, mă duc să aduc darul la altar când rezolv problema cu Dumnezeu, dar cu aproapele nu o rezolv. Domnul îi avertizează și le spune, fiți atenți, voi plătiți darul să vă vadă lumea că o duceți bine și o aduceți la altar, dar în același timp tu ești dator față de fratele tău. Ai grijă. Câtă vreme ești cu el pe drum, nu cumva, pe drum, pe drumul vieții, evident, nu înseamnă că stai lângă omul alipit tot timpul, nu luați la propriu întotdeauna textul. Câtă vreme ești pe drum, câtă vreme încă mai poți comunica cu el, ai grijă că omul ăla te dă pe mâna judecătorului și în vremea aceea existau temnițe, închisori speciale pentru datornici. Ai grijă că înainte să plătești dările la templu, înainte să vii cu darul înaintea lui Dumnezeu, nu uita de fratele tău. Și principiul acesta, să știți că e valabil în general. Adică, Mântuitorul aici spune următorul lucru.
Înainte de a-ți rezolva problema cu Dumnezeu, rezolvă-ți problema cu aproapele. Ai inițiativa asta a rezolvării problemelor cu aproapele. Adică, eu vin și îmi cer iertare lui Dumnezeu, dar am greșit față de tine. Păi dacă am greșit față de tine, eu ție trebuie să cer iertare. După aia lui Dumnezeu. Și asta spune Domnul Iisus aici. Adică, nu fiți ipocriți, că asta e foarte simplu, da? Am greșit față de tine, te-am bârfit, te-am vorbit de rău, nu știu, asta e cea mai banală chestie pe care o face toată lumea, nu ziceți aminte? Ăsta e adevărul. Și am greșit față de tine că te-am vorbit de rău, dar eu ce fac? Eu mă rog, Doamne, iartă-mă că am bârfit. Și Domnul zice, nu pe mine m-ai bârfit, tu l-ai bârfit pe frate tău, tu du-te, rezolvă-ți problema cu el. O, Doamne, mai bine zic ție că tu ești bun și iertător, dar n-ar fi bine să afle ăsta. Și Domnul zice, o, înainte să vii cu darul la altar, cu fața aia pocăită, pripășită, nu știu dacă am folosit bine cuvântul, nu contează. Înainte să vii să-și ceri iertare înaintea mea, tu du-te, cereți iertare la ăla pe care l-ai bârfit și l-ai vorbit de rău, de știe tățatul. Și după ce ai rezolvat problema cu el, după aia poți să-ți aduci darul la altar. Nu trebuie să-ți ceri iertare înaintea mea pentru păcate pe care le-ai făcut nu împotriva aproapelui tău și nu împotriva mea. Și de fapt, iertați-mă, dar e foarte multă ipocrizie în lumea noastră aici. Ce ușor le rezolvăm așa? Le rezolvă Domnul. Adică, problemele relaționale le aducem înaintea Domnului. Doamne, Tu știi că eu am mai greșit și de cu tare, și de cu tare, și de cu tare. De-aia când mă întâlnesc cu omul ăla, în fața lui n-o să recunosc nimic. Eu sunt om iertat. M-am rugat și Dumnezeu m-a iertat. Și Domnul zice, nu ești iertat. Ești tot păcătos. Dar nu mi-am adus darul la altar. Degeaba l-ai adus. Mai degrabă, zice, du-te cu omul ăla, cât ești pe drumul vieții, cu omul acela față de care ai greșit, cu omul ăla pe care l-ai vorbit de rău, cu omul ăla... V-am dat cel mai banal exemplu, că sunt alte lucruri mult mai grave în relațiile dintre noi, da? Dar cu omul ăla față de care ai greșit, încearcă să-ți rezolvi problema până când nu va trebui să stai în fața judecății lui Dumnezeu. Nu veni cu ipocrizie în fața lui Dumnezeu să-și ceri iertare lui Dumnezeu pentru lucruri pe care le-ai greșit față de aproapele tău. Rezolvă-ți problema cu aproapele și apoi vin în închinare. Nu te mira că vii la închinare și nimic. Nimic. Nimic, mă, fraților. De ce? Pentru că așa cum v-am spus, atenția, mânia te distruge. Mânia distruge relațiile și sunt aceste trei observații pe care deja le-am prezentat în partea introductivă a introducerii. Și mânia îți distruge bucuria și mânia îți distruge veșnicia prin păcat. Am zis că mânia îți distruge relațiile și când am spus că mânia îți distruge relațiile, la asta m-am referit. La faptul că de foarte multe ori greșim față de ceilalți din cauza temperamentului nostru. I-am auzit pe unii oameni justificându-și mânia cu faptul că și Dumnezeu se mânie. Mă, oameni buni, e adevărat că în Biblie, de 375 de ori, Biblia spune că Dumnezeu s-a mâniat. Dar nu comparați mânia lui Dumnezeu cu mânia noastră. Dacă o să vă uitați în Biblie, veți vedea că mânia lui Dumnezeu este întotdeauna expresia naturii lui Dumnezeu, adică a sfințeniei lui. Mânia lui Dumnezeu se manifestă împotriva păcatului. Pe când la noi, la oameni, mânia este expresia temperamentului nostru. Adică, cineva ne-a călcat pe noi, pe bec. Nu știu dacă m-am exprimat bine. Cineva ne-a făcut ceva ce nu ne convine. Cineva mi-a zis ceva, s-a uitat cumva la mine și atunci eu, pentru că sunt temperament mai iute, mai coleric, știu eu cum o fi, am izbucnit rapid. La noi, la oameni, întotdeauna mânia este expresia temperamentului, la Dumnezeu nu e așa. Unii citind Vechiul Testament au senzația că Dumnezeu e un Dumnezeu temperamental. Nu, Dumnezeu nu e ghidat de sentimente. Dumnezeu e ghidat de natura Lui. Dumnezeu este sfânt, sfânt. Sfânt, de un infinit de ori sfânt. Și veți vedea că întotdeauna când în Biblie scrie că Dumnezeu s-a mâniat, mânia lui Dumnezeu e manifestarea sfințeniei lui Dumnezeu. Și de câte ori scrie că s-a enervat un om, veți vedea că de fapt are de-a face cu temperamentul. Că așa ziua, zice, mai nervos. Și mânia distruge relațiile noastre și distruge și relația cu Dumnezeu, după cum v-am spus. Nu întâmplător, fraților, și acum nu zic... Degeaba, fraților, scrie în Biblie 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 7, e un text adresat bărbaților. Și mulți bărbați îl știu, pentru că aici, referindu-se la femei,
femeile sunt numite vas mai slab. Și unii iau expresia asta și spun că vas mai slab înseamnă vas inferior. Când în realitate, acolo în 1 Petru, în capitolul 3, se referă la fragilitatea fizică a femeii prin comparație cu forța brută a bărbatului. Și acolo spune așa, bărbaților, purtați-vă și voi cu înțelepciune cu nevestele voastre. Și zice de ce, la final, dacă să vă uitați în 1 Petru, în capitolul 3, cu versetul 7, când zice că e un vas mai slab, adică e fragilitatea fizică a femeii, prin comparație cu forța bărbatului, are de-a face cu avertismentul Domnului, adică aveți grijă, nu vă enervați, pentru că mânia s-ar putea să ducă la violență fizică. Și la asta se referă Biblia aici, când spune că femeia este un vas mai slab, se referă la fragilitatea ei fizică, în niciun caz la vreo formă de inferioritate în raport cu bărbatul înaintea lui Dumnezeu. Dar zice acolo în 1 Petru 3 cu 7, care e motivul pentru care să nu te ții mânie? Că zice, bărbaților, nu țineți mânie pe nevestele voastre. De ce? Ca să nu vă fie împiedicate rugăciunile voastre. Da? Știți cum e? Și asta e valabil și pentru bărbați și pentru femei. Da? Textul aici se referă la bărbați, dar surorilor, să știți că e valabil și pentru voi, cum e și acolo când vorbește despre îmbrăcăminte, e valabil și pentru bărbați, nu numai pentru femei. Ei, de fapt, se referă la faptul că din cauza acestor sentimente, noi nu ne putem închina înaintea lui Dumnezeu. Noi ne rugăm, dar nu ne închinăm. Noi cântăm, dar nu ne închinăm. Noi ne mirăm că venim la biserică câteodată și avem lista aia, pomelnicul cu bolnavii, tot aceea și tot aceea și tot aceea și în cele mai multe biserici. Noi ne mirăm că venim și cântăm și nu simțim prezența lui Dumnezeu. Ne mirăm câteodată, bă, am mers la biserică, dar n-am simțit nimic. Te-ai gândit vreodată că din cauza sentimentelor de mânie acumulate în sufletul tău s-ar putea ca rugăciunea ta să fi fost degeaba? Să te miri că ani de zile nu te ascultă Dumnezeu când tu de ani de zile nu poți ierta pe cineva? Să te miri că vii la biserică și nu simți prezența lui Dumnezeu sau că te pui acasă în genunchi și te rogi și totul e doar mecanic, că citești din Biblie, dar cititul din Biblie e doar un fel de exercițiu de dicție și nu simți că îți vorbește Dumnezeu. Când ultima dată, bărbatul, ai simțit că Dumnezeu îți vorbește în mod personal? Doamnă dragă, soră dragă, când ultima dată în rugăciunile tale ai stat în cămăruța ta și ai zis, da, Dumnezeu mi-a vorbit în mod personal, sau Dumnezeu e doar o idee abstractă, sau participarea la biserică e doar o chestie socială, așa cum trebuie să o faci, Doamne, duminica, sunt creștin, tata, mama, credincioși, mă duc și eu să bifez rubrica, am fost la biserică, dar de fapt n-am avut experiența asta întâlnirii speciale cu Dumnezeu, de fapt n-am fost cercetat în mod real de Dumnezeu, dar de fapt Dumnezeu nu mi-a vorbit în mod real și ne întrebăm de ce și răspunsul s-ar putea să fie tocmai aici. Pentru că rugăciunile noastre sunt împiedicate și mă gândesc câteodată, Doamne, mă rog ca un împiedicat, citesc din Biblie ca un împiedicat, particip la slujire în biserică exact la fel și motivul e simplu că trăim tot mai mult într-o lume în care ne lăsăm ghidați de temperamentul nostru. Societatea în care noi trăim e o societate plină de nervi, de mânie. Scria un... am citit odată cu ani de zile într-un ziar la o rubrică din asta așa mai glumeață, într-un ziar englezesc, călătoream cu avionul și era acolo într-o rubrică scurtă raportul unui polițist care pe autostradă a văzut o chestie interesantă. La unul i s-o stricat mașina și ăla nervos o scos o bâtă de baseball și și-o spart mașina. Nervos că nu mai pornea mașina, o spart farurile, luneta, parbrizul și-o tăia cauciucurile. Și când a venit poliția, au constatat, au scris într-un raport polițistul și cu mult umor la final au scris am asistat la primul caz de autoucidere. Știți că atunci când e vorba de crimă se numește omucidere. Dar când s-a uitat la mașină, mașina a fost ucisă de propriul șofer. De ce? De nervi. Toți am trăit asta. Te-ai enervat? Mă, îți păpană, iarăși păpană. Ai, mașina asta. Numai de câte ori am avut eu pană. Știe Domnul. Trăim într-o societate în care suntem ghidați de nervi. Și venim în biserică și am vrea ca în biserică să ne cuprindă pacea lui Dumnezeu. Ha. Pacea Domnului, pace, pace. Ăsta mă enervează mai încolo. Ne rugăm... Și ne întrebăm de ce? Nimic, nimic. Vrem trezire.
Nu lăsa ca mânia să-ți distrugă bucuria. Voi ați văzut oameni care în ziua în care toți sunt fericiți, ei striști. Farisei și cărturare, când copiii strigau pe străzile Ierusalimului, Osana, binecuvântat este cel care vine în numele Domnului. Farisei și cărturare erau așa, supărați. Exact ca acel fruntaș al sinagogii, când Domnul se duce într-o sinagogă și o vindecă pe o femeie care era gârbovă de mulți ani, s-a mâniat, zice Biblia. De ce? Că lucra Domnul. Și le enerva treaba asta. Ați văzut oameni care atunci când toți sunt bucuroși, ei striști. Te jur împrejur. E bucurie. Ce faci? Nervos. Mânia îți distruge bucuria. Aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o să ne enervăm în ea. Aveți careva traducerea asta? Prin trafic în Oradea, acum cu toate schimbările, aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o să ne bucurăm în ea. Da, vii la biserică și nu poți să stai în picioare pe tot parcursul timpului de închinare, așează-te cu bucurie jos, ridică mâinile și laudă pe Domnul. Nu sta cu frustrare în picioare și gândește-te, bă, dar când se mai termină cântările astea? Aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o să ne bucurăm în ea. Dacă vii la biserică, ai venit să te rogi, decât să faci exerciții de dicție, niște rugăciuni pe care nu le înțeleg îngerii, stau lângă tine și te notează, nu pricep nimic. Pentru că tu trebuie să zici ceva, să vadă lumea, ca peștele pe uscat. Mai bine zi 4-5 cuvinte înțelese. Și zi, Doamne, multe cuvinte n-am că e cald afară, dar te rog, atinge-te de mine astăzi. Timpul pe care îl petrecem aici nu trebuie să fie un timp în care exersăm capacitățile noastre de disimulare, să devenim toți campioni în actorie, nu. Timpul pe care îl petrecem în locul acesta e un timp în care ne dorim să-L glorificăm pe Dumnezeu prin tot ceea ce facem și ne dorim ca Dumnezeu să ne vorbească, dar vă spun ceva, nu lăsați ca mânia să vă fure bucuria. Și apoi nu lăsa ca mânia să-ți distrugă veșnicia. Pentru că la fel ca Moise, s-ar putea ca din cauza mâniei să ajungi să fii violent. Și un avertisment în textul acesta: ai grijă cât ești pe drum cu omul cu care ești pe drum, să nu cumva să te mânii pe el, să ajungi din cauza mâniei să fii violent, violența să te dea pe mâna judecătorului și ți-ai distrus veșnicia. Pentru că până la urmă toți va trebui să stăm în fața scaunului de judecată a lui Hristos. Și din cauza nervilor, de ce ai păcătuit? M-am enervat. Știți că sunt oameni care păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu pentru că sunt mânioși pe Dumnezeu. Sunt câteva avertizmente în partea finală, da? La mine partea finală ține jumătate de predică și încă avem timp destul. Aș vrea să înțelegem împreună 5 lucruri, pentru că acestea sunt 5 lucruri practice, după ce am explicat textul, pentru că ăsta este rostul predicii. Să facem împreună exegeza, să explicăm textul. Acum, aș vrea 5 învățături practice în legătură cu tema predicii noastre. Atenție, mânia te distruge. Sau, atenție, mânia te ucide. Îți ucide relațiile cu ceilalți, cu Dumnezeu, îți ucide bucuria și îți distruge veșnicia. Sunt 5 lucruri pe care trebuie să le învățăm, 5 lucruri practice. Primul: trebuie să înțelegi că mânia este periculoasă și când spun asta, mă voi referi periculoasă în raport cu tine și periculoasă în raport cu ceilalți. Apoi, trebuie să înțelegem că mânia este o alegere, nu e o fatalitate și nu ține de contextul în care mă aflu. Sunt foarte mulți oameni care dau vina fie pe alții, fie pe context și spun, domne, ăsta-s eu. Și ce să faci? E o fatalitate, e ca în Miorița. Mi-e dat să mor, mi-e dat să mă enervez, ăsta-i temperamentul meu, n-am ce face. Apoi, al treilea lucru, trebuie să ai curajul să-l confrunți pe cel care te mânie. Și când spun să-l confrunți, nu mă refer la atitudine violentă, mă înțelegeți? Adică să-l confrunți prin comunicare. Și Biblia vorbește despre asta. Adică să-i spui, să nu acumulezi mânia în tine, pentru că asta te distruge. Apoi, patru, trebuie când te enervezi, cu ajutorul lui Dumnezeu, să te abții de la cuvinte jignitoare. Și când spun cuvinte jignitoare, nu mă refer doar la prostule și nebunule, care, încă o dată, sunt două cuvinte pe care inclusiv Biblia le folosește. Și cumva ne dă, măi, dar acolo Biblia zice, aici, oare ce înseamnă treaba asta?
Noi nu interpretăm la propriu cuvântul acesta, ci îl înțelegem în contextul în care Domnul spune, când te-ai enervat, ai grijă să nu jignești, pentru că întotdeauna se întâmplă asta. Și al cincilea lucru, trebuie să cauți împăcarea înainte de apusul soarelui. Și dacă cumva te-ai enervat pe cineva după ce a apus soarele sau locuiești la Polul Nord, răspunsul la întrebarea asta l-aflați la sfârșitul predicii, motiv pentru care trebuie să stați până la sfârșit. Deci am spus Polul Nord, că la Polul Nord apune soarele odată la 6 luni. Știu că unii s-ar muta acolo dacă ar fi posibil. 1. Trebuie să înțelegi că mânia este periculoasă. Când spun că mânia este periculoasă, am spus mânia este periculoasă pentru tine. Și ăsta e avertizmentul Domnului Iisus. Nu întâmplător vorbește despre mânie în contextul în care vorbește despre ucidere sau despre crimă. Când spun că mânia este periculoasă, e un sentiment care îți face rău în primul rând ție, îmi vine în minte un proverb englezesc, pe care îl aveți și voi afișat, care zice că mânia este ca un acid, distruge în primul rând vasul în care se află. Vă dau un exemplu. Sunt cu mașina, ești cu mașina. Și la un moment dat te enervează cineva în trafic. Da? În momentul în care te-ai enervat, acum, știu că sunt aici medici care pot înțelege mult mai bine, de asta nu o să intru în chestiuni care îndepășesc priceperea. În plus, avem transmisie online și s-ar putea ca cineva mult mai pregătit decât mine să se găsească să facă niște comentarii. Dar dacă fac comentarii, nu-i bai, ne crește ratingul pe net. În momentul în care te-ai enervat, se întâmplă în trupul tău anumite reacții chimice. Da? Se întâmplă în trupul tău, de la mintea ta, la trupul tău, există anumite reacții pe care nu le poți controla. Cel mai simplu, simți cum îți crește pulsul. Inima îți bate mai tare. Tu ești în mașină. Unul te-a enervat, s-a ieșit în față, ăla a greșit. Tu oricât de mult te-ai enervat, mânia ta nu-l afectează pe el. Te afectează pe tine. Ăla poate stă în mașina lui, ascultă Mozart, liniștit, tu te-ai enervat, îți crește tensiunea, ești pe punctul să te îmbolnăvești de diabet. Gata să faci atac cerebral de la nervi. Și el stă liniștit, în aer condiționat și ascultă muzică clasică. Mânia nu-l afectează pe el, ci în primul rând te afectează pe tine. În plus, te face să și păcătuiești. Că Biblia spune că vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu de fiecare cuvânt nefolositor. Și în momentul ăla, în momentul când te-ai enervat, poate începi să spui și lucruri pe care n-ar trebui să le spui. Și atunci mânia e, așa cum v-am spus, e ca un acid care distruge în primul rând vasul în care se află. Ea în primul rând îți afectează ție sănătatea. Și sănătatea spirituală și sănătatea fizică. Așa cum v-am spus, ea ne afectează în primul rând pe noi. Apoi mânia afectează pe cei de lângă noi. De asta spune Biblia în Proverbe, în capitolul 22 cu versetul 24, nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie. Știți de ce? Pentru că mânia este contagioasă. Biblia spune, nu te însoți cu omul iute la mânie, pentru că mânia este contagioasă. Adică, uitați, și în biserică, dacă stai lângă un om care e bucuros, care se roagă, oricât ai fi tu de trist și de amărât, parcă îți vine și ție să te rogi, parcă ai zice și tu un amin, vă mărturisesc că vii câteodată la biserică și ești întristat și n-ai chef de nimic și poate stai lângă un om care e mai entuziast, care ridică mâinile în închinare și se roagă și poate nu te rogi tu la fel de tare ca ăla, dar măcar o jumătate de amin zici și tu. Dar măcar o leacă de bucurie simți și tu. Dar vă spun că e și invers valabil, adică tu vii bine dispus, vii bucuros, vii pregătit, vii și te pui lângă unul care tot timpul nervos. Ți se duce bucurie. Biblia când zice, nu te însoți cu omul iute la mânie, și la asta se referă că mânia e contagioasă, adică dacă stai lângă un om, oricât ai fi tu de liniștit și un temperament extraordinar, dar dacă e lângă unul care e nervos, e nervos pe aia care asfaltează drumul, pe primar, pe președinte, pe guvern, pe toată lumea, ei, la un moment dat, oricât ai fi tu de liniștit, la un moment dat începi să te enervezi și tu. Bă, da, așa e. Că mânia nu numai că te afectează pe tine în primul rând și sănătatea ta și viața ta și sufletul tău și relația ta cu Dumnezeu, dar mânia afectează și relația ta cu ceilalți, îi afectează pe cine? Pe aia care e cel mai aproape de tine. Și un lucru interesant pe care l-am văzut în Biblie și l-am văzut și în viață, e că mânia de multe ori se învață în familie și distruge familia. Și am văzut asta în Matei, în capitolul 14, când Irodiada, soția lui Irod,
Vă aduceți aminte de momentul acela, îi spune fiicei ei să-i ceară lui Irod, cine își mai aduce aminte, ce îi cere? Capul lui Ioan Botezătorul. Acum, fata asta a Irodiadei n-avea nimic cu Ioan Botezătorul, însă mama ei avea. De ce? Pentru că Ioan Botezătorul predica împotriva căsătoriei ei cu Irod. Și ea, mânioasă pe Irod, mânioasă pe Ioan Botezătorul, în prima ocazie în care are să transmită mânia ei mai departe, o face. De ce? Că mânia câteodată se învață în familie. Adică, dacă tu ai boală pe cineva, și foarte bună expresia asta în limba română, avea boală pe cineva, că nu întâmplător te îmbolnăvește treaba asta. E ca și invidia de altfel. Când tu ai boală pe cineva, de obicei, primii care primesc informația sunt cei de lângă tine. Și eu dacă vreau să știu, dacă voi aveți ceva cu mine, vorbesc cu pruncii voștri. Și întreb pe prunci, ce zice tata și mama despre biserică? Că nu sunteți voi pe fază. Eventual m-aș duce să-i vizitez în tabără, n-am fost. M-aș duce să-i vizitez, să-i întreb, no, ce părere au părinții voștri despre biserică? Ei spun tot. La noi nu sunt probleme de genul ăsta, dar vă zic așa. Dacă vreți să știți, dacă cineva are ceva cu voi, vorbiți cu prunce. De ce? Că mânia se învață în familie. Fata asta n-avea nicio treabă cu Ioan Botezătorul. De la cine a învățat? De la maică sa. Mânia se învață în familie. Voi nu vedeți că sunt dușmănii care se poartă generații, o râcă, cum zice românul, care ține din generație în generație în generație. Când zici, mă, dar ce-ai cu neamul ăla? Nu știu, dar bunicul odată a avut ceva. Și mânia se transmite din generație în generație în generație în generație mai departe. Mânia, v-am spus că câteodată se învață și se transmite mai departe. Nu întâmplător, Biblia ne avertizează în sensul acesta și le spune părinților în Efeseni, capitolul 6, cu versetul 4, și acum numai bine că pruncii, unii dintre ei, sau cei mai mulți dintre ei, îți plecați în tabără, că dacă ar fi aici, am putea să întrebăm cum reușim noi să enervăm. Zice așa, voi părinților nu vă întărâtați la mânie copiii. Cred că am putea scrie o carte. Dar în calitatea noastră de copii, fiecare dintre noi, că am trecut toți prin experiența asta copilăriei, ne putem aduce aminte de felul în care am fost întărâtați la mânie de către părinții noștri. Și voi, părinților, nu vă întărâtați la mânie copiii, ci creșteți-i în învățătura și mustrarea Domnului. Creșteți-i, un cuvânt acolo care e foarte interesant în grecește, e cuvântul gimna, de la care avem gimnastic, adică antrenați-vă copiii în ceea ce Dumnezeu învață în Biblie, dar nu-i întărâtați la mânie. Ce înseamnă să-l întărâți la mânie? De exemplu, să-i dai porunci fără nicio explicație. Noi suntem pocăiți, trebuie să faci așa. Sau, nu. Educație prin negație, fără nicio explicație. Vă aduceți aminte? Asta e cea mai facilă. Bă, noi așa facem. Ai înțeles? No, bun. Și după aia știți ce se întâmplă? Se acumulează multă mânie. Am citit într-un raport medical că de foarte multe ori una din cauzele depresiei este mânia. Adică un copil acumulează frustrări în legătură cu părinții, multă mânie pe care nu poate exprima, o tot strânge și după aia o exprimă unde? La școală, de exemplu. Și te cheamă careva și zice, băi, dar nu știu ce, că îi bate pe toți. Da, acasă e mielul lui Dumnezeu. Așa cum v-am spus într-un raport medical pe care l-am citit, se susținea că una dintre principalele cauze ale depresiei în general este mânia. Și acum, dacă ești bolnav de tristețe cronică, ar trebui de multe ori să te întrebi nu de ce ești trist, nu de ce ești supărat, ci pe cine ești mânios. Ăsta e un exercițiu de sinceritate pe care fiecare dintre noi ne-l putem face. Adică există o anumită formă de mânie, fie împotriva părinților, chiar împotriva noastră. Câteodată suntem mânioși pe noi înșine. Din ce cauză? Sunt multe cauze. Și sentimentele acestea de mânie pe care le avem, fie împotriva altora care sunt lângă noi, fie împotriva noastră, se acumulează în noi multă vreme, dospesc în noi și nasc ceea ce Biblia numește amărăciune. Și dacă vă uitați în Efeseni, o să vă uitați acolo, mi se pare în capitolul 4, spune că amărăciunea naște iuține.
Adică irascibilitate, adică e multă mânie care se strânge, se strânge, se strânge, se strânge, că mânia nu e un moment, cum cred unii. Zice, bă, ăsta explodează. Nu, mânia este un proces de acumulări, de frustrări. Și Biblia spune foarte clar lucrul acesta. Și la un moment dat, explodează. Când Apostolul Pavel zice să piară din mijlocul vostru orice strigare înainte, e un proces întreg care descrie cum se formează mânia. Și mânia, de foarte multe ori, așa cum v-am zis, duce la depresie. Adică există în viața unor oameni sau în viața noastră, de foarte multe ori, momente din acestea de tristețe cronică. Nu te poți bucura de nimic. De ce? Pentru că ești mânios pe cineva și mânia asta dospește în tine ani de zile. Așa cum am spus, mânia e un sentiment periculos. Periculos pentru noi, pentru sănătatea noastră și pentru ceilalți. Ăsta a fost punctul 1, mai am încă 4 puncte. Slăviți să fie Domnul! Mă bucur că a zis amin. Mă mir că n-a zis niciunul, Doamne, dă-i putere. Că de obicei așa se întâmplă când zic asta. Și răspunsul meu ar fi fost, Doamne, dă-le lor putere, că mai este ceva din predică. Punctul 3. Trebuie să accepți că mânia este o alegere. Ea nu e o fatalitate. Uite ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe 29:11. Nebunul își arată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Vedeți ce apelativ folosește cartea Proverbelor? Nebunul. Zice, ăla care s-a enervat, îi nebunul. Care își arată patima, înțeleptul o stăpânește. Și înțeleptul și nebunul, ambii au patima. Unul o stăpânește, altul se laudă cu ea. Acum, dacă ceea ce am spus te enervează, nu faci decât să demonstrezi că ceea ce am spus e adevărat. Așa cum am spus, mânia nu este o fatalitate, adică nu ceea ce fac ceilalți contează, ci ceea ce fac eu la ceea ce fac ceilalți. Nu contextul în care mă aflu contează, ci răspunsul meu e important. Pot să vă dau câte exemple vreți. Noi de foarte multe ori justificăm nervozitatea noastră, nervii noștri, limbajul nostru și așa mai departe, prin, mă, dar tu nu știi cum e la mine la lucru. Mă, dar tu nu știi ce am eu acasă. Mă, dar tu nu știi cum e șeful meu. Mă, dar tu nu știi cum îți pruncii care nu mă ascultă. Mă, dar tu nu știi. Și dăm întotdeauna vina pe contextul în care ne aflăm. N-are nicio legătură cu contextul. Răspunsul pe care îl dai tu la contextul în care te afli, asta contează în primul rând. Altă dată o dăm pe temperament. Mă, așa zi eu, alții sunt mai liniștiți. Nu, să știți că și aia liniștiți se enervează. Numai că nu și le exprimă întotdeauna așa. Le strâng în ei și poate se îmbolnăvesc de depresie sau și le manifestă la un moment dat și atunci numai să fugi. Că e o vorbă care zice când sunt apele liniștite, începe furtuna. Sunt oameni care nu se enervează des, dar și când se enervează. Am spus că mânia este o alegere, adică ține de discernământul nostru, de alegerea noastră. Al treilea lucru, ați observat că punctul 2 a fost ceva mai scurt, trebuie să ai curajul să-l confrunți pe cel care te mânie. Și Domnul spune exact același lucru, dacă ai ceva cu cineva sau cineva are ceva cu tine, îți aduci darul altar, adu-ți aminte și du-te, rezolvă problema. Confruntă-l, du-te și spune-i. Dar el o greșit față de mine, nicio problemă, du-te și spune-i. Da, eu-s bărbatul, cum să mă duc eu? Da, eu-s părintele, cum să mă duc eu? Da, eu-s șeful, ce să mă duc eu la angajatul meu? Și întotdeauna găsim o grămadă de motive să nu mergem. Ne așezăm noi undeva mai sus și zicem, lasă ăla de mai jos, ăla trebuie să vină la mine. Biblia spune, nu, inițiativa ți aparține. Și trebuie să ai curajul să mergi să spui în Matei capitolul 18 de la versetul 15 la 20 vorbește exact despre asta și cuvântul lui Dumnezeu spune acolo în versetul 15 dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, enervează-te și ce să faci? Și du-te și bârfește-l. Nu. Dacă fratele tău a greșit împotriva ta, enervează-te și spune-i vreo două. Nu. Nici traducerea asta nu există. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te, mustră-l între tine și el singur. Nu trebuie să știe tot satul, nu trebuie să știe toată lumea, nu trebuie să știe toți vecinii, ci între tine și persoana aceea. Și dacă ascultă, l-ai câștigat. Dar noi nu facem așa. Mi-aduc aminte în urmă cu ani de zile,
Când am început să fiu ca pastor, să slujesc ca pastor într-o bisericuță, la un moment dat, într-una dintre bisericuțele unde eram pastor, am avut o experiență cu o viitoare soacră și o viitoare noră. Nu se puteau înțelege nici cum și viitoarea soacră cu viitoarea noră erau pe punctul să înceapă un adevărat război între cele două familii. Și la un moment dat, înainte de cina Domnului, a trebuit să rezolv cumva problema asta. Le-am chemat în biroul bisericii și le-am zis, stați de vorbă. Mai întâi am vorbit cu sora, ea fiind mai în vârstă, mai întâi am vorbit cu ea și am zis, soră, care e baiul? Și a început să-mi spună, păi, și tot felul de chestii din astea mărunte. Păi, a trecut pe lângă mine pe stradă și nici nu m-a salutat. Și am zis, poate nu v-a observat. Ei, zice, cum să nu mă observe? Foarte simpatică, zice, n-avea cum să nu mă observe, că nu-s așa slabă. Și într-adevăr, nici nu era. După aia, zice, păi, da, dacă ai ști tu ce face și începe să... Și tot felul de banalități. Și în cele din urmă zic, soră, dar eu te întreb o chestie. Da, zic, cu fata ai vorbit? Stăia. Zice, cu ea nu, dar simt de o naivitate totală. Zice, dar în rest le-am zis la toți. Nu aveți, ăsta-i baiul. Când Biblie zice, cât ești pe cale cu omul, lui du-te și spune-i ca să-l câștigi. Pentru că dacă nu-i spui lui, l-ai pierdut. Du-te și spune-i, câștigă-l. Numai între tine și el. Vorbiți în mod personal. Zic, uite, problema asta o poate rezolva administratorul bisericii. El stă de pază afară, voi rămâneți în biroul bisericii și spuneți-vă tot ce aveți de zis. Și și-au spus aproape tot programul, nu știu cât a durat. O durat bine. Eu am vorbit cu administratorul să stea la ușă și am zis, dacă se întâmplă ceva, 112. Eu nu mă bag în războiul ăsta. Ori stat acolo în biroul ăsta, nu știu cât, vreo două ceasuri, când au ieșit afară, erau cu ochii plini de lacrimi, cercetate, cum nu le-am văzut în adunare, în viața mea. Dacă le-aș fi ținut în biserică pe bancă să-mi asculte o predică despre iertarea Domnului Iisus, ar fi stat una lângă alta, uitându-se nervoase una către cealaltă. N-ar fi ascultat nimic din predică și s-ar fi dus la fel de tar ca piatra și iuț ca săgeata când se termina programul către casă, fără să se schimbe nimic în inima lor. Știți cu ce s-a schimbat? Când au început să comunice, să vorbească. Când mânia a fost mărturisită. Când ai curajul să-i spui, știi ceva? Când ai zis chestia aia, m-a supărat. Când ai avut atitudinea aia, m-a enervat. Când ai zis ceva despre neamurile noastre, uite, să știi că treaba aia nu mi-a plăcut. Când ai făcut gestul ăla, nu mi-a plăcut. Uite, îți spun ție, nu le spun altora, nu le spun părinților, nu pun mâna pe telefon să vorbesc cu neamurile, nici cu prietenii, ci îți vorbesc ție, în mod personal. De ce? Pentru că vreau să te câștig. Pentru că altfel mânia te distruge. Ani de zile îți strângi în tine, ai ceva? Nu. Totul e ok. Te iubesc. Bun, al patrulea punct. Trebuie să te abții de la cuvinte jignitoare. Așa cum deja v-am și explicat, Matei capitolul 5, versetul 22, Domnul Iisus spune, aveți grijă. Aveți grijă atunci când vă enervați, pentru că stă în firea voastră când vă enervați, să exprimați mânia prin cuvinte jignitoare. Și Domnul dă două exemple, prostule și nebunule. Încă o dată, sunt doar cuvinte folosite ca exemplu. E foarte important contextul în care îl folosești și cred că avem înțelepciunea necesară să pricepem asta. Adică nu înseamnă că, da, avem dezlegare la toate celelalte cuvinte, numai astea două le-am evitat și dacă le-am evitat, suntem pocăiți. În niciun caz. Că noi pocăiți avem câteodată și darul acesta de a socoti că a fi pocăit înseamnă să nu bei, să nu fumezi și în rest, Doamne ajută. Nu sunt lucruri care sunt mult mai nocive decât țigara. Câteodată mânia îți poate distruge sănătatea chiar mai mult decât fumatul. Atenție, mânia te distruge. Mulți cred că pocăința se rezumă la câteva chestii, 3, 4 și gata. Fiți atenți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum v-am zis, textul nu trebuie înțeles literal. Ba, mai mult decât atât. Biblia vorbind despre asta, când ne enervăm, avem tendința de a ridica tonul. Da? Există și o ridicare a tonului care se folosește în oratorie și retorică pentru ca să captez atenția voastră. Adică ridic tonul pentru că în inima mea există un foc pentru Evanghelia lui Hristos și cu mare patos proclam cuvântul lui Dumnezeu. Asta n-are nicio legătură cu mânia. Nu-s nervos. Să nu creadă cineva că predicatorii sunt nervoși, de-aia mai ridică tonul câteodată. Dar,
Biblia spune la un moment dat în Efeseni 4:31, printre alte lucruri care ar trebui să piară din mijlocul nostru, zice să piară din mijlocul vostru orice strigare. De ce? Pentru că atunci când te-ai enervat, e important nu doar conținutul informației pe care o transmiți, adică nu e important doar cuvântul pe care îl folosesc, că sunt doar două exemple, prostule și nebunule, dar sunt multe altele pe care noi le putem folosi, ci important și tonul cu care vorbesc. Și important cum aranjez cuvintele. Nu întâmplător spune Biblia în Proverbe, capitolul 25:11, că un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. E o imagine extraordinară. E ca un aranjament perfect. Adică e important și cum așez cuvintele într-o propoziție. Că eu pot să spun niște cuvinte într-o propoziție care să sune și a jignire și a laudă, dacă vreți. Nu vă dau exemple, că s-ar putea să le dau idei unora. Dar mai e ceva, e importantă și tonalitatea cu care vorbesc, nu întâmplător, tot Biblia spune în Proverbe, în capitolul 15:1, vorbind împotriva violenței verbale, zice, un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră atâță mânia, adică, ei văd că e nervos, văd că e nervoasă, nu, las că știu eu ce trebuie să zic, las că știu eu, numai o chestie am făcut, să vezi după aia. Contează nu doar ce spun, zice Domnul Iisus. Contează ce spui, fiți atenți să nu spuneți cuvinte jignitoare, dar tu poți să spui cuvinte care pot fi din Biblie, dacă vrei. Și noi pocăiții suntem experți în treaba asta. Dar important tonul pe care îl spun și felul în care îl spun. Nu doar conținutul mesajului, ci atitudinea pe care o am. Că de foarte multe ori noi știm bine, comunicarea nu se rezumă la cuvinte. Comunicarea nu se rezumă la cuvinte. Da. Eu degeaba vă spun, sunt așa de bucuros că trebuie să predic astăzi. Ce ați înțelege voi din asta? Fratele săracu, nu-i bucuros deloc. Dar dacă vin și mă uit la voi și vă spun, sunt bucuros să vorbesc în această zi din cuvântul lui Dumnezeu, veți înțelege asta nu doar din conținutul propoziției mele, nu doar din aranjamentul cuvintelor din propoziție, ci din atitudinea mea. Și atitudinea mea spune mult mai mult decât cuvintele mele. De asta, atunci când ne enervăm, Domnul Iisus ne avertizează, fiți atenți și ce vorbiți, dar fiți atenți și cum vorbiți. Pentru că nu doar conținutul e important, ci și felul în care exprimați. Apoi, în al cincilea rând și în ultimul rând, și îl chem pe Darius să vină aici să mă ajute să mă apropiu de sfârșitul predicii, atenție, mânia te distruge, trebuie să cauți împăcarea înainte de apusul soarelui. Și am explicat ce înseamnă asta, că Biblia spune, mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră. Așa de mult îmi place Efeseni 4:26, încât v-aș pune să repetați versetul ăsta împreună. De ce v-aș spune? Să vedeți cât de realist e Dumnezeu. Dumnezeu zice așa, mâniați-vă și nu păcătuiți. Frați și surori, doamnelor și domnilor, vă rog ridicați privirea și ascultați-mă cu atenție. Nu există om în locul acesta să nu se fi mâniat, chiar în dimineața asta probabil. Poate fi fost cineva care nu s-a mâniat chiar astăzi, dar nu există om în locul acesta care să se poată lăuda, frate pastor, voi uitați-vă bine la mine, eu nu mă enervez niciodată. Nu există. E adevărat că la unii mânia se manifestă în funcție de temperament, gălăgios. La alții se manifestă prin tăceri lungi, interminabile. Dar tot nervos se cheamă că ești. Dacă n-ai ridicat tonul, nu înseamnă că nu te-ai enervat. Înseamnă că ai temperamentul diferit. E ca și cum aș pune patru oameni, aș aduce aici un lighean cu apă caldă și v-aș pune patru oameni să băgați mâna în apă caldă. În funcție de temperamentul vostru ați reacționa. Unii nici n-ați apucat să atingeți apa caldă, numai dacă aș ști că e caldă și deja ați sipa. Alții, cu un temperament din ăsta așa, stoic de japonez, luptător, samurai, nici nu ți-ai dat seama, mă, ce pe la ei. Asta e chestie de temperament. Știți cum suntem? Cum i-a făcut Dumnezeu pe fiecare? Dumnezeu ne-a așezat într-o biserică în care sunt oameni de toate felurile. Oameni care se exprimă vulcanic, alții care se exprimă mai mult în ei. Câteodată în familia ta sunt oameni aceiași, în aceeași familie, patru prunci.
Toți cu reacții diferite. Unul rapid îi sare țandăra, unul stă, nu știi, mă, s-a enervat, nu s-a enervat, trebuie să vedem. De mâine o să ne dăm seama. Dumnezeu a îngăduit să fim diferiți. Și îmi place ce spune Biblia aici. Mâniați-vă și nu păcătuiți. M-auziți? Nu-i păcat să ne enervăm câtă vreme e în parametrii cuvântului lui Dumnezeu. Biblia spune, mânia face parte cumva din voi. Dumnezeu zice, însă fiți atenți. Ea vă poate distruge. Fiți atenți. Ea îi poate distruge pe cei de lângă voi. Fiți atenți. Vă poate distruge bucuria, sănătatea. Ea se poate învăța ușor în familie și se poate distruge familia. Dar fii atent. Mâniați-vă și nu păcătuiți, dar atenție să nu apună soarele peste mânia voastră. Am spus-o și altă dată și aș vrea să vă aduc aminte și astăzi. Aici nu se referă doar la soarele ăsta, pe care câteodată îl vedem, altă dată nu. Ne uităm pe net să vedem când apune soarele, nu? Ci se referă la altceva. Se referă la faptul că Dumnezeu face să răsară soarele și să apune soarele peste viețile noastre. Și dacă m-am mâniat pe tine și sunt pe drumul vieții cu tine, s-ar putea ca la un moment dat pe drumul vieții Dumnezeu să hotărască să apună soarele peste viața mea. Și ce-ar fi mai trist decât o relație care a durat 10 ani, 20, 30, 40, 50 de ani să se încheie cu niște nervi? Mi-aduc aminte că am participat odată la înmormântarea unui bărbat de 31 de ani, cred că așa ceva avea, și l-am văzut pe tatăl acestui bărbat care avea 70 și ceva de ani plângând la înmormântarea fiului său, cum rar am văzut pe cineva plângând vreodată la înmormântare. Văzând disperarea asta din plânsul lui, l-am întrebat la final: frate, credeți în învierea morților? Credeți că într-o zi o să vă revedeți cu băiatul dumneavoastră? Și mi-a zis: frate, da, cred. Îs credincios, cred ce scrie în Biblie. Dar vreau să spun ceva. Eu cu băiatul meu nu mi-am vorbit de ani de zile, că eram nervos pe el. Și am zis întotdeauna să vină el la mine, nu o să mă duc eu la el. Au trecut săptămânile, lunile și întotdeauna am zis, lasă să vină el, avem vreme. Și uite că a pus soarele peste mânia noastră. Asta înseamnă ce spune aici Apostolul Pavel, mâniați-vă și nu păcătuiți, dar să nu apună soarele peste mânia voastră. Și asta e ce spune Domnul Iisus Hristos. Câtă vreme ești pe drum, până când n-ajungi în fața judecătorului. Pentru că mai devreme sau mai târziu, Iisus Hristos, care a venit în lumea asta, nu s-o judece, ci s-o mântuiască. Va lua într-o zi haina de judecător, pentru că Iisus, El însuși a mărturisit lucrul acesta. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Vine o zi când cel care a fost judecat de Pilat îl va judeca pe Pilat, cel care a fost judecat de Irod îl va judeca pe Irod. Vine o zi când orice genunchi se va pleca înaintea lui. Astăzi el are haina de mântuitor, astăzi el e gata să ducă pace și liniște în sufletul tău, în trupul tău, în familia ta și în viața ta. Dar vine ziua când va trebui să dăm socoteală înaintea lui, spune Biblia, de orice cuvânt nefolositor. Vine ziua când va trebui să stăm înaintea lui și Biblia ne avertizează. Câtă vreme ești încă pe drum, rezolvă-ți problema până n-ajungi la judecător. Până când n-ajungi în fața lui Iisus Hristos. Și n-ar fi nimic mai dureros decât să te mânii pe cineva de lângă tine. Și gândiți-vă așa, când te-ai despărțit de cineva mânios, până când te reîntâlnești cu omul acela, s-ar putea să moară. Nu ține nici de tine, nici de el. Urcând în mașină s-ar putea să aibă un accident. S-ar putea să îi se oprească inima. Dumnezeu e cel care hotărăște când apune soarele peste viața noastră. Și ce-ar fi mai dureros decât relația voastră să se încheie cu o ceartă. Sau poate nu cu o ceartă, ci cu un moment amar de mânie, de supărare. De-aia Biblia spune, nu-i păcat să te mânii. Doar că, atenție, nu vă despărțiți vreodată mânioși. În realitate, dacă suntem sinceri, nici măcar cuvântul ăsta nu respectăm întotdeauna. Și nu o să spun toți, cei mai mulți dintre noi nu-l respectăm. Dar aș vrea să vă fac conștienți în această dimineață că Dumnezeu e Cel care face să apună soarele, cum tot Dumnezeu a făcut să răsară soarele peste viața ta. Și în prima clipă când te-ai născut, ai venit în lumea asta datorită lui Dumnezeu și vei pleca
la 50, la 60, la 70, la 80, la 90, la 100 de ani, când va hotărâ Dumnezeu, El va face să apună soarele. Și pentru că nu tu hotărăști când pleci din lumea asta, tu însă poți să hotărăști dacă te-ai mâniat sau nu. Dacă ții mânie sau nu ții mânie. Dacă ierți sau nu ierți. Asta nu ține nici de contextul tău, nu ține nici de temperamentul tău, nu ține de nimic altceva decât de voința ta și de Duhul lui Dumnezeu care îți poate schimba inima.